Bună ziua tuturor! Sunt Arotela și deși s-a făcut seară și aproape în curând o să facă și noapte, continui seria etalărilor inspirate din spiritul animalelor. Să iau, să iau. Ah, ce frumos, fluturaș! Dar vreau să mai am încă o carte. Pentru cei cu soare, lună, Venus ascendent în Capricorn pentru august 2019. Încă o carte, încă un mesaj. Unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de apă. Am văzut mai devreme pisica de mare. Foarte provocatoare relația. Pentru că, da, probabil că aici sunteți voi, semn de pământ. Foarte provocatoare situația, pentru că pisica de mare, am spus și cu altă ocazie, nu mai știu unde, cred că a fost la Fecioară. Poate aveți și planete sau, în fine, ceva în Fecioară. Pisica de mare are un potențial imens, dar uneori s-ar putea să sperie cu un fel de a comunica prea direct. Electrizează, poate, și are și o inteligență un pic ieșită din comun și tactici cu care nu sunteți obișnuiți. Da, nu mai amestec, pentru că aici rămăsese setul de cărți. O să mă uit un pic pe caiet, să văd cam atâta aveți semn de pământ și semn de aer. E o chestiune de comunicare între voi și persoana cu care, eu știu, de care sunteți interesați. Aer, aer, fluturașul. Fluturașul ar fi primul. Deci ar fi primele faze. Primele faze. Într-o relație, între voi doi, sau între voi și un proiect, o situație, da? Însă, da. Imediat o să vă explic de ce m-am întrerupt un pic. Ah, cum am spus și mai devreme, a apărut și mai devreme, poate aveți planete în săgetător unii dintre voi, săgetător Capricorn, evident că, în general, unii dintre voi posibil să aveți planete acolo. Deci puteți să ascultați și varianta lor. Am vorbit acolo despre viermele de pământ. Este cam primul, nu că este cam primul, este primul în seria cărților de pământ, după asul de pământ. La fel este și fluturele. Primul în seria de aer, după asul de aer. Cum am spus, unii dintre voi posibil să relaționați cu o persoană în semn de apă, pești, rac sau scorpion, dar nu este obligatoriu. Situația în sine este emoțională, dar e o combinație de emoție și intelect, aer și apă. Și vă cheamă la ce? La transformare, pentru că asta înseamnă fluturile, transformare. Unii dintre voi ați fost sau sunteți în continuare într-un proiect sau într-un stil de viață care v-a adus în acest stadiu de încurcătură de nod. Da? Această rămiță parcă s-a încurcat în ea însăși. Unii dintre voi v-ați încurcat în niște mreje, în niște atitudini care nu v-au creat avantajele pe care le